Împotrivă, cred că una din lecțiile importante pe care am învățat-o cu toții în ultimii ani este că, indiferent dacă ești la putere sau în opoziție, trebuie să încerci să respecti, să vezi lucrurile bune și cele rele. Eu îi respect și pe cei care au votat împotrivă, dar vreau să le mulțumesc în mod special celor care au făcut posibilă adoptarea acestui buget într-un termen extrem de rapid și de rezonabil. Vreau să mulțumesc și celor care, plecând din sală, felul acesta practic au susținut bugetul pentru că n-au votat împotrivă. Cred cu adevărat că în acest moment Parlamentul României își îndeplinește obligațiile pe care și le-a asumat în fața alegătorilor. Tot ceea ce am trecut în acest buget și este într-adevăr o explicație pentru care bugetul acesta a fost votat mai rapid decât alte bugete, pentru că este un buget care nu prevede tăieri. În sfârșit, nu mai se taie de la oameni. Iar lucrurile pe care dumneavoastră le-ați votat se vor răsfrânge și vor fi aplicate tuturor pensionarilor, tuturor agricultorilor, tuturor profesorilor, inclusiv celor care au votat cu USL sau cu PDL sau celor care n-au votat absolut deloc. Vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru, vreau să cred și să apreciez intervenția domnului senator Tudor Barbu. Într-adevăr, sunteți primul parlament care reușește să facă curat după două legislaturi destul de complicate și cu foarte multe probleme. Mi-aș dori doar să vă mulțumesc și să vă urez un sfârșit de an fericit. Din păcate, cred că o să ne mai întâlnim încă o dată, însă nu e voința mea, evident, dar există un om în România care e mai separat față de ceilalți 20 de milioane. Are dreptul de a opri promulgarea bugetului. Vreau însă să vă rog încă o dată, o să ne vedem încă o dată în această formulă, ca împreună cu guvernul, împreună cu toți oamenii care vor binele acestei țări, să încercăm ca fiecare român, fiecare pensionar, fiecare agricultor, fiecare profesor sau medic, începând cu 1 ianuarie, să poată să beneficieze de ceea ce înseamnă munca fiecărui român. Încă o dată, pentru colaborare. Mulțumesc și eu domnului prim-ministru Victor Ponta.